care întotdeauna ne dădea altfel, ne dădea alte profil tuturor lucrurilor. Și cred că a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, care este atât de frumoasă că am să vă pot spune câteva cuvinte astăzi seara, după care am venit într-o panică îngrozitoare, pentru că față de cât de dragă mi se mie Oana și cât de impresionată sunt de tot ceea ce face, nu cred că aș putea găsi niciodată oricât de lipsuline, știi? Să vă pot spune cât de intensă este arta ei și cum de fiecare dată nu mai o recrează după schimbă ei și ai impresia că până la un moment reușești să intri în gândurile ei și să vezi, să vezi pe Shakespeare și să vezi lumea așa cum o vede ea. Și după care, după o clipă, îți dai seama că nu ai mers destul de aproape și că poți să faci un pas și mai încolo și să descoperi și mai mult, și mai mult. Dar cred că nu numai Shakespeare este adictiv, eu cred că ea s-a mulțit când a făcut expoziția asta, pentru că și ea este adictiv. Un festival, un anul Shakespeare, fără o fixare a imaginii în ficțiunea lui Shakespeare, nu se poate. Așa încât i-am solicitat oamenii așa, apelând la generozitatea ei de creator, cu totul ieșit din peisajul românesc, să fixăm aici parte din expoziția ei. Acest Shakespeare adivinitul este de fapt o provocare la relectura lui Shakespeare din fiecare. Acest tip de pictocolaj e cea mai vie dinamică a gândului care naște povești, deci ficțiuni, la infinit, plecând de la povești foarte personale ale autoarei. Shakespeare este universal și expoziția este creată sub semnul iubirii de Shakespeare și al speranței pe care el îl dă când vorbește mai mult ca un film peste din această lume atât de tulburată și mesajul lui este acela al speranței și al salvării prin artă și în special acel vorbă pe care a spus-o, este momentul să vă animați credința. Stau cu credință și ăsta a spus este și motorul expoziției. Eu am pornit din Teatrul Național, consider un copil al Teatrului Național, am fost un copil bătrân al Teatrului Național, dar aici am pornit din Teatrul Matur. Ad infinit. Din Teatrul Național și este deosebit de emoționant să mă găsesc aici cu această expoziție. Visul deformează, au insistat suprarealiști de la Dali la Huandri, ceasuri moi, moluște și sconci fără contur precis. Azi însă știm că, din potrivă, visul prezervă aspectul concret al realului, dar îi distruge coerența, îl dezorganizează și reunește fragmentele reperabile în ansambluri heteroclite, imprevizibile, derutante. Când visăm, lumea e spartă și, în noapte, noi reconstituim caleidoscopul țăndărilor, fără principiu, nici lege. Și totuși o logică există, secretă, indeșifrabilă. Ceea ce propune aici Oana Cajal, mi se pare a fi visele sale shakespeariene, reconstruite după ceasuri de insomnie, vise eterogene, unde se asociază figuri și picturi, actori de ieri și de azi, imagini emblematice și ceea ce, ca aceea a aplauzelor sau a plicurilor pregătite pentru scrisorile netrimise. Privindu-le, îmi amintesc replica lui Polonius, care spune: e o logică în nebunia lui Hamlet. Eu azi aș spune, e o logică în această rememorare, logica visului, aceea obsesie care în întuneric ne agită și reconfortează. Nu ne uităm iubirile diurne, dar le retrăim altfel, amestecate și disparate. Ca în aceste impulsuri
ale Oanei, avându-l pe Shakespeare ca paznic de noapte. George Panu. Acum vreau să vă spun și eu ceva. Sunt grozat de cuvintele astea extraordinare. Eu vreau să vă spun, Oana e un om normal, este extraordinară, un om cu picioare pe pământ, dar este un artist adevărat, autentic și de aceea are voie să facă ceea ce a făcut și veți vedea și dumneavoastră.